Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Ion Zoican, a declarat că procesele celor peste 3.000 de dascăli și personal auxiliar din Mehedinți au fost deschise începând cu anul 2010, atunci când prin diverse mijloace li s-au tăiat anumite drepturi salariale, precum și suma de 100 de euro de care beneficia fiecare profesor pentru achiziționarea de materiale didactice. De atunci s-au câștigat mii de procese, însă mai sunt multe pe rolul instanțelor judecătorești. Sumele recuperate sunt de ordinul milioanelor de euro și se plătesc eșalonat pe o perioadă de 6 ani. Suntem la 35% din valoarea acțiunii hotărârilor judecătorești. Anul acesta se vor plăti pentru anul 2016 în avans. Vor fi primiți bani în luna aprilie și în luna iunie. Iar pentru procese pe rol în prezent avem pe dobândă la sumele câștigate anterior. E greu de estimat câte procese. Sunt mii de procese. Gândiți-vă, 20-30 de mii de procese pentru fiecare persoană în parte, ori 3.000 de membri de sindicat, vă dați seama la ce cifră ajungem. Iar valoarea în bani e greu de și asta de estimat. În orice caz, peste 20 de milioane de euro. Reprezentanții sindicatelor libere din învățământul mehedințean lucrează la foc automat pentru a duce la bun sfârșit procesele. Sute de dosare, citații și întâmpinări sunt adunate pentru a fi depuse în instanță. Munca este enormă, mai ales că în mâinile lor stau speranțele a mii de dascăli nedreptățiți. Îi reprezentăm, asta trebuie să facem. Bucuros este faptul că ne-am câștigat în instanță și o parte din sumele câștigate, oamenii chiar pe 2015 au luat 80% din suma care trebuia să fie achitată în 2015. Ei sunt mulțumiți că ne-am câștigat în instanță, sunt nemulțumiți pentru faptul că a trebuit să ajungem în instanță ca să-și câștige aceste drepturi. Asta este, da? Nu avem ce face. Asta e România. De conturile ajung la profesorii care au câștigat procesele cu Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți. În momentul de față, pe rolul instanțelor judecătorești sunt aproximativ 1500 de procese.